Ioane, tată, te salut! Ce faci, bă, tată, băi? Ce faci? Iar te-a prins în offside, cum spui tu? Salut! M-a prins, nu în offside, că mi-a mărit pasiunea. Ce pasiune ai? Asta pentru ce o faci? Pentru miule mași? Pentru ce faci? Nu. Dar ce faci? Ce pasiune mai? Din păcate, dacă vă uitați bine cum arăt, da? Păcat, bata cioban. Da. Barbă mare. Am diminuat pasiunea, dragi prieteni, vă salut cu respect. Mi-a făcut acum domnul Valeriu o vizită cam neașteptată, de fiecare dată mă ia prin surprindere, dar cel mai trist moment era când erau scumpe cerealele și eram așa un pic stresat. Vă mulțumesc de susținere. Acum am un zâmbet pe față. Uitați ce soare frumos acum în 23 octombrie. Da, mă, vreme fain. Ce faci aici? Mi-am multiplicat pasiunile și o veche pasiune din copilărie m-a determinat. Îl salut cu respect pe Ciurba Alin. El era oarecum mentorul meu, adică cu porumbei la început. Știți că a concurat. Da, bă, de la porumbei v-a spus pe ce? Am avut o întâlnire de mai în primăvară spre vară cu Alin și îmi zicea ce probleme are și dacă aș putea să-l ajut să iau la mine în spațiu 2-3 capre, că are niște probleme de sănătate. Ce să vedeți, probleme de sănătate v-am spus că se mai rezolvă și trec. Da. Acum o scăpat de capre și o lua din nou și eu m-am axat oarecum acum, am și eu niște căprițe. Deci căprițe? Câini, ați văzut când ați intrat. Băi, o să filmăm tăzi, mă, ce e aici, nu omule. Nu filmăm acum câini, că nu am timp, trebuie să merg undeva. Da. Și o să filmăm, știți, niște păsări noi, mi-am adus niște păsări noi. Ce ți-ai adus? Păun. Păun, bun. Și chiar am de vânzare păun, dacă interesează. Dăuzi, aici ce faci tu aici? Aici... Asta, mă interesează. Viitoarea pensiune la căprițele mele. Mi-am și făcut o melodie cu capul. Ia zi! Faine-s caprile mele și nu vreau să dau din ele. Chiar de știu că mă împrumut, m-am gândit să mai aduc, mă. Să trăiască capra mea, să trăiască și a ta, dar și cine poartă bota, măi. Bravo, bravo! Mai urmează, dar acum... Bă, dar mare spațiu față aici. Câte capri ai? Filmăm și caprile? Nu vă spun. A, da, cu ce bară nu zice. Ceva da. Diminutiv. Da. Mic, număr mic, 5, 6, 7. Mare place aici, urmează omul. Selecția, știți că până iarnă și porumbei se selectează. Eu am crezut că mama ce-o trimis aici să-ți faci căsuță, ce-o trimis din casă aici. După mintea lui mama eram plecat de mult de acasă, dar acum știți cum ar face orice să nu plec de acasă. Da. Și eu așa cum trebuie. Hai să mergem, te rog. Am un respect și toți prietenii mei să-și iubească părinții cât îi mai au în viață. Doamne ajută! Ioane, mă uit că aici ai miule mașini. Le dai încă drum afară? Da. Bă, nu vine uliul la ei. Mi-ați atins un punct slab acum. Sensibil. Și care este, o să fie și pentru dumneavoastră. Da. Ciobi, din păcate, dragi prieteni, nu mai este. Uai, bă! Și melodia care am făcut anul trecut cu Uliu, acum o să vă redau, dar nu acum, chiar când o să când mergem pe locul lui. Da, îți duce mult... Îți duce mult... Nu prea, Face, îți duce ce mai drag. Face selecții. Deci Uliu, Lupul face selecții ca mari, Uliu face mai puține, dar și când s-a învățat nu mai scap. Și știți cum e ciobanul, dacă tot vine vorba de ciobănit, că mi-a luat capre, Bă, la ce faini, bă. Vă spun ceva, vă spun un lucru important. Pune, te rog, Ioane. Deci, omul la oi își păzește cu câinii oile, caprele, vacile. Și sunt liber. Deci, da. Sunt libere. Porumbeii, dacă sunt liberi, nu îi putem proteja, prieteni. Să știți că pentru voi e un dezastru, mai ales cei care concurați și investiți foarte mult în... Perechea ar fi de dat, mă, Ioane? Aici, de aici, sunt de dat ceva. Da, păi mai am acum de vânzare vreo 10-15 meule mași. Da? Dar... Perechea cât ar fi, uite-i la ei? Perechea aia
200 de lei. Bă, faiz, bă. Am și mai ieftin, am și mai ieftin dincolo, o să vă arăt. Pentru toate buzunarele. Da, chiar o să am niște prețuri ieftine acum, între dai femeia de vânzare din față, de anul ăsta. Faine, mă. 65 de lei. Eu am cumpărat-o cu 75 pe bunica sau nu mai ține minte niște pui, acum 7-8 ani, știți. Da. Și uite, le dai drumul afară, zboară afară, da? Opriți. Da, uite, uite ce faine. Stai mă să-l văd. Ce faine. Și asta ar fi de dat, așa? E de anul ăsta, da? Da, nu, e de vreo 4 ani. Ce frumos e. Ioane a venit la porumbei. Frumos, mă. Frumos, mă, frumos. Ioane, ai și argintii pe aici, mă, frumos, mă. Da, da. Ce fain e ăsta, mă. Cam toți porumbei sunt frumoși și în felul lor, dar... Auzi, de aici ai de dat. Acum ai o tot... Păi chiar niște argintii din ăștia am de dat. Așa cât ar fi... Perechea sau bucată, nu? La bucată, eu nu sunt cu perechea cu... Da. La bucată. Bă, frumos. V-am spus, între 35 de lei... Da? Și 75 de lei am de vânzare... Cât ai de vânzare? Vreo 30 de bucăți. Ăsta ar fi unul dintre ele, așa? Da, ăsta e 50 de lei. Frumos, bă. Care ar mai, da, Ioan? Mai, cei doi? Cu da. Argintiu acolo în boxă, cred că e o femeie, ceva o femeie, nu mai știu deja. Acela pe albastru, ăla-i 35 de lei. Și aia... Ai și alb de vânzare sau... Alb nu, că am mai cumpărat, vă spun sincer, și eu mai... A, și eu ți-am luat, mă, mai ai albii de la mine. Mai am vreo doi, că unul a avut ceva probleme și... Ăsta e frumos, mă, ăsta țântatul ăsta, ăsta-i de dat? Am un prieten la Maramureș și îl salut pe această cale, pe... Bledia Petru a avut nuntă anul acesta, 17 august. 15 a fost ziua de naștere a lui și a lui soției sale. Ui, de Sfântă Mărie, îl salutăm. Dar anumite persoane, eu țin minte anumite date. Ăsta e super, mă, Ioan. Și roșcatul ăla e frumos. Și ăsta da. De față. Ăla, roșcatul, 40 de lei. În fine, acum nu discut, nu facem acum comerț pe filmare, dar așa, da. În mare parte, vă spun că nu am prețuri mari. Vreau să reduc, m-am pus pe capre, ați văzut, și da. Mă cam depășesc acum. Bă, dar știi care e problema? Caprele nu zboară, mă. Ce faci acum? Le facem să zboară. facem o piesă, o piesă cu capre. Ăștia de dat, ăștia 2000 lei. Da. De dat, ăștia da. Cât ar fi ăștia lui? 150 de lei. Bă, ăștia nu scumă. Mă. Banii jos, ochii la ușă, păi eu am cumpărat cu 100 de lei pui. Ai și pave de astea de vânzare, cum le spunem noi. Nu. Auzi, pe la nunț ai mai fost? Da, la nunț am cerințe, mai merg. Uitați, și aici am niște meule marce, să văd dacă tot am filmat. Tot așa de vânzare ai. Da, uite chiar cei trei de acolo, care se văd acum, pe galben da. Și pe roșu. Acum schimbă penajul, cei nu au penajul așa cum trebuie. Te-ai mulțit, mă. Te-ai mulțit. Da. Ciobi, unde e Ciobi, mă, Ioane, mă? Unde e Ciobi, mă? Exact, mă întrebați dumneavoastră acum, ca și cum aș întreba eu un parlamentar sau un guvernant, unde-i țara, măi, nu-i, 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 din păcate, Ciobi meu... Unde sunt cei prieteni? Care nu mai sunt? Așa e, unde sunt cei... Bă, dar de cât timp le-ai dat drumul afară? În ce lună le-ai dat drumul afară? La le-am dat târziu. Și auzi, și s-a dispărut. A dispărut. Auzi, s-a dispărut, s-a dus mulțumite. E ca o ghicitoare, deci răspunsul sau cauza care a dedus dispariția lui Ciobi. Ascultați acum. Hai te rog. Dă uliu în porumbei, măi, ca să-mi rărească din ei, măi. Dă uliu din porumbei, măi, ca să-mi rărească din ei. Aș da multul și pământul să nu mai vie urâtul, cât o-i mai umbri pământul.
Uită-te în ochii miei, cum joacă lacrima în ei, au, 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 inima mea, măi. Fă bine, Doamne, nu-mi da, măi, ul și șoim nu-i poși răbda, măi. Fă bine, Doamne, nu-mi da, măi, ul și șoim nu-i poși răbda, măi. Aș da multul și pământul să nu mai vie urâtul, cât o-i mai umbri pământul. Dedicație specială pentru toți columbofilii care s-au enervat la dispariția unui porumbel. Bă, dar la câți ani avea ciob? M-am și încurcat acum cu, că am mai băgat o strofă din greșeală, m-ați luat, dar vă spun sincer, e o emoție când ai un animal. Bă, ciobii ăla, ce porumbel, da, era, mă, Ioan. Da. Asta, bă, e, mergem înainte, domnul Valeriu, Miron Capre. Da, da, da. Capre pentru lapte. Da. Nu mai fac ouă, fac lapte. Am și niște păuni. O să mergem imediat și la păuni. Aici, Ioane, iată-l. Ce mi-are? Și de aici ai de dat. Ai pe albastru, am, am vreo 12 bucăți de aici de dat. Da. Am care-s frat. Lășele mai de drum afară, așa? Da, da, doar afară. Până rusul ăsta mic. Ăsta ar fi de dat? Da, a zis că vine un prieten după el. Ăla cu cât îl ai? La străini... Am avut o fetă să-l dau cu 100 de lei de vreo 2-3 ani și nu l-am dat. Și acum un prieten bun a zis, dă-mi mie, dă-mi mie, 60 de lei, are vreo 8 ani. Tu așa faci, cumperi scump și dai ieftin, îmi place. Da, nu, acum nu mă prea interesează foarte tare, acum așa mare prețelor. Dar nici să-i dau de pomană, dacă vă spun, am prieteni care se plâng că nu au bani sau că au anumite probleme, da, și au datorii, le spun, dar de ce nu le duci din țigări? Păi nu pot. Păi omule, într-o lună de zile face economie 400-500 de lei, acum nu stau să fac o filozofie, dar știți, da, cum e, da, trebuie un pic de voință. Și porumbei, ce le dai acum de mâncare? Porumbei, ca orice animal, pasăre, cum credeți voi, sunt care necesită o investiție pentru noi, crescătorii. Deci nu e așa simplu, că arunci o mână de boabe și crezi porumbei și se fac. Și ăla e de dat. E de data, așa? Dintre ei, da. Acum rămâne. Cum dacă te la cineva și te sună pe cameră? Păi dacă mă, pe cameră? Dacă mă sună la telefon, cu posibilitatea să vină dânsi aici, da? Să vină aici, le las numărul de telefon activ, 0741-838-386. Mai repet o dată. 0741-838-836. Sau pe Facebook Ionel Belu Porumbelu. Măi, Ioane, dar cu transport n-ai prin țară sau așa, sau e cam greu? Ai avea dacă... Am câteva județe acum, am pe la Bistrița, pe aici, pe aproape, pe la Maramureș. Acum depinde, da, și da, ei, poate au... Da. No. Dacă vor, da, cu adevărat să ia, se găsește. Și alt bistrița, alt nu dai așa? Niște negri, am ceva de zbor. Am, da. Nu am de văzare altă. Și negri de dat. Da. Prieteni, dacă vă interesează ceva și nu o bucată, două, adică vă dau și așa, dar să se cunoască. Am pățit cu prietenul ăla, zis prieten, că se trimit porumbei că la destinație îmi dă banii la șofer și un an jumate la Seminiuc Valentin din Iaslovăț, Suceava, din pe strada Tănăsucă. Și m-a sunat fratele lui că să nu mai postez pe grupuri, că îmi bagă banii, nici în ziua de astăzi, că el într-o lună îmi bagă și de când am vorbit cu fratele lui, îți vreo 5-6 luni. Vedeți ce oameni? Da. Că zici că faci o diferență, că țiganii, ce țiganii sunt oameni ca tot omul care, cine are caracter, are caracter, cine nu. Da. Am prieteni țigani de aur. Nu contează ce, da, suntem. Aici am un porumbel, trebuie să fim oameni, nu mai dăm vina pe cutare, că e aznația cutare, că ei, da. Toți suntem din Adam și Eva, ce mai? Da, toți suntem cu greșeli, dar ne facem datoria și să... Fanii ăștia. Să avem un bun simț. Ai majoritatea, văd că ai băgat și 2-3 de ăștia căpăciți pe roșu pe aici. Da, mai am. Și ar fi de dat, așa e faină, mă. Nu, ai femeile la o mascul pe care nu am pereche, cred că acesta, da, e sus. Cam asta să treaba. Și voi, dragi prieteni, dacă vă cere cineva să vindeți, luați bani în avans, verificați persoana să nu pățiți ca mine, că am mai pățit și cu alte persoane, dar sau că am rărit cazurile, că am fost mai... Belule, îți mulțumim!
Mergem mai departe, rămâneți pe Colomofin. Să vă las numărul din nou, probabil că l-am scris, l-am spus greșit. Nu-i nimic, o să lăs eu pe, o să lăs eu 0741838386. 100%. Încă o dată. 0741838386. Îți mulțumesc, Ioane.